Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din acest minunat joc numit Legends of Runeterra, adică LOR, pe scurt, ceea ce se pare super mișto. Această dată nu vom folosi un alt deck, vom folosi acest minunat deck versus AI și vom încerca să câștigăm. Deci, dacă vă place acest joc și vreți cât mai multe episoade din acest joc, să apăsați butonul de like, poate ne batem și un versus un alt dat cu cineva. Deci, rămâneți acili și hai să dăm noi play frumos și să vedem dacă vom câștiga de această dată. Ok, versus Shadow and Blade. Ok. Oh, 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 cărți prea mari, ok. Bine, putem să ne ia cărți mai mari. No, e ok. Ok, deci avem ce să jucăm cam în fiecare rundă. Da, avem. Fără probleme avem. Ne turn, asta o să pun o. O să atac, atac. Ok, asta se apără. Așa. End round și acum punem asta. Oh my god, zic de când dă cartea asta acum. Are poro, eu pun asta. Shit, am mai pus-o. Păi, ăștia-s de 1. Ăștia-s de 1, amândoi. Ok. Oh, shit, l-a pus deja pe Z. Și ce o să fie o problemă? Nu, no, nu chiar. Ia, bate tot cu ăsta și atac. Nice. Așa. Eu n-am primit pe Gera, nu să putem să-l punem pe G. Recall all. S-a spamat-o pe asta și a dat recall la toată lumea. Mi se pare corect ce pot să zic. Da. Strength and grace, beauty in the blade. They picked the wrong row. Tread lightly, strike hard. Ok, deci aia, bă. Ok, s-a părut ok. Dar nu o să mai fie. De ce? Pentru că asta cum ar punem pe Geron. We fight for those who cannot. Take the high ground. Ok, și acum vreau ăsta și cu ăsta. Și cu ăsta. Ok, și o să iau pe asta să bată cu Gera. Cu ăsta. Așa. Perfect. 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 Și am mai pus un poro. Ok. Doi poro. Ok. Încă unul ăsta și-l upgradăm pe Geron, ceea ce e super bine. Nu prea avem spell-uri. Asta ar fi o problemă destul de mare, deci o să-l punem pe acest mai doiță. Ok, ok, ok. Să-l punem pe tine, Stevas, cu ăsta. Pe tine este vascosa. Așa și ăsta, așa că dă-o destul. Ok, da. Ce a dat mai exact? Așa. L-am upgradat pe băjat. Să nu știu ce a pățit ăsta. Ok, n-aș știu ce-aș face. 5 power, hai să o punem și pe Lux. Ok.
Ok. Păi o să atac cu toți. Să vedem ce o să pună. Ok, și-a pus chestia aia, deci, bă, e bun. N-am ce zice. Încă nu-i-l omoară. Deci, în efectiv, îl apără, nu-i dau efectiv deloc damage. Ceea ce nu-i bine, pentru că îmi trebuie un spell. Trebuie... Oh, shit. This is better, but... Ne trebuie asta. Că ne dă un spell. Un spell care o upgradăm pe Lux. Următoarea rundă. Iară. Așa. Și te sigur că atacăm și noi, că am fi prăși pe ăsta. Dar oricum cred că a pierdut. Nu, deci a dat stun. Ok. Stun. Fetin că a rămas cu 1. A rămas băiatul ăsta cu 1 pe tablă. Nu băieți. Ok, o să fac chestia asta numai ca să upgradez pe Lux. Ceea ce îmi conferă această carte și acum pot câștiga numai cu un spell. Așa. Și uite așa, mă băieți, noi astăzi am câștigat încă un match. Ei! Easy victory, mă băieți, dacă v-a plăcut acest episod, e mai scurt, dar eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, dați un share pe Facebook, pe Instagram, uitați că aveți grupul de Discord unde scriu, unde primiți notificare de fiecare când postez și asemenea Instagramul meu. Eu am fost Alex Rai, noi ne auzim data viitoare. Ciao, pa, pa!